Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Haideți să vedem cum veți sta din toate punctele de vedere, voi cei din Zodia Capricorn, sau care aveți ascendentul sau lună în Zodia Capricorn. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, unde puteți afla absolut tot ce vă interesează, având în vedere că aceasta este o citire generală, da? Sau dacă întâmpinați vreo problemă și nu știți cum să o depășiți sau vă doriți foarte mult o rezolvare în acea problemă, nu ezitați să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Număr pe care îl veți găsi și în descrierea acestui video. Iar dacă vă doriți să fiți ținuți la curent cu tot ceea ce postez sau doriți să participați la transmisiunile live unde vă pot răspunde în direct la întrebările pe care le aveți, nu ezitați să apăsați butonul de abonare și clopoțelul ca să fiți notificați în momentul în care voi fi live sau voi posta citiri noi. Bun, dragilor, haideți să vedem. Acestea fiind spuse, haideți să vedem care va fi energia principală pentru prima săptămână din luna aprilie pentru voi. Și aici avem lumea. Ceva se va încheia, dar cu bucurie mare. Duceți la bun sfârșit un proiect. Ați luptat foarte mult pentru o dragoste și în sfârșit vă simțiți împliniți. Faceți o călătorie mai lungă unii dintre voi sau o relație la distanță devine mult mai apropiată. Veți avea o realizare foarte mare în prima săptămână. Odată ce încheiați, e ca și cum scrieți o carte și ajungeți la sfârșit, da? Încheiați de scris acea carte și o publicați și de acolo apare așa boom, succesul pe care îl aveți că se vând cărțile făcute de voi. Da, văd că vă vine o idee strălucită, ceva se va schimba în viața voastră, clarificați mai multe situații prin care ați trecut, rezolvați o problemă mai veche care v-a măcinat și v-a supărat tare mult și văd așa ca o liniște, vă relaxați, sau ajungeți în punctul în care spuneți sunt foarte mulțumit, mulțumită cu ceea ce am făcut până acum și nu sunt dispus să fac ceva mai mult. Adică stați așa pe relax. În a doua săptămână din luna aprilie avem mai multe probleme de rezolvat. Poate aveți un conflict cu cineva și încercați să aplanați acea situație sau pur și simplu ieșiți învingători într-o luptă pentru că văd un succes. Multă mulțumire, multă satisfacție și iubire din abundență, dar și o dorință care se îndeplinește. Mă bucur tare mult să văd această energie, să știți, pentru că a ieșit la majoritatea zodiilor, cartea dorințelor, în diferite ipostaze, să spunem așa. Da, dar văd că rezolvați o problemă mai delicată și vă aduce multă bucurie. Deci voi veți avea două săptămâni intense, dar în același timp apare și odihna, vindecarea, repaus, meditația, stați și analizați ce se întâmplă în viața voastră. Deci, ca și cum zilele încep așa pe agitație, pe multe treburi și înspre seară stați și vă odihniți sau vă faceți un moft, să spunem așa. Este o săptămână în care duceți la bun sfârșit mai multe situații și văd că aici, dacă ați întâmpinat o problemă, de exemplu, cineva nu a mai vorbit cu voi de o perioadă de timp, există posibilitatea să reluați acea legătură pentru că mi-apare doar o pauză. Hai să vedem ce va iese în dragoste. Atenție la înșelăciune, minciună, trădare. Aveți o persoană parșivă în jurul vostru care vă manipulează, care se cam folosește de voi și cam începeți să vă dați seama pentru că văd că vă ia durere de cap în momentul în care aflați ce îi poate pielea. Dar văd și foarte multă speranță. E posibil să aveți de face cu un semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, sau cu un semn de foc, berbecleu, săgetător. Aveți și semne de apă, rac, scorpion, pești. Aici apare speranța voastră de a descoperi dacă persoana iubită vă înșeală sau vă este fidelă. Vedeți că în preajma voastră există cineva care este cu două fețe. O persoană care poate să vă spună adevărul sau să fie prietenă curată, prieten bun, sau o persoană care va încerca să vă mintă. Pentru că aici văd și o conexiune foarte puternică, pentru că unii dintre voi chiar v-ați întâlnit dragostea adevărată, mai ales în cazul doamnelor. Dar este o situație de vindecare, treceți printr-un proces, poate
Unii dintre voi ați încheiat o relație în care ați fost menții strădați și acum vă este cam greu să vă încredeți în altcineva, deși această persoană vine cu dragoste pură către voi. Poate vă face cunoștință o prietenă, un prieten de-al vostru, dar trebuie să fiți foarte atenți la tot ceea ce vine pe dragoste în perioada aceasta, pentru că veți afla lucruri interesante. Din punct de vedere profesional, avem din nou steaua, care aduce mari speranțe, dorințe, împliniri, ca și cum vă urmați visul, vă urmați calea și aveți în preajma voastră, sau puteți fi chiar voi în energia aceasta, o persoană care este puternică, o persoană foarte stabilă din punct de vedere profesional, poate aveți de face cu o fecioară tare mică, unii dintre voi vă gândiți la o activitate independentă sau în alte situații vă bazați foarte mult pe ajutorul cuiva sau în cazul în care nu aveți pe nimeni care să vă ajute, să știți că apare cineva în calea voastră. Pe muncă aveți nevoie de un repaus, tare mică, poate unii dintre voi nu aveți un loc de muncă sau sunteți în concediu sau într-o pauză, pentru că văd un sprijin financiar, deci sunteți susținuți dintr-o direcție sau câștigați, sau sunteți răsplătiți, chiar dacă sunteți în concediu. Dar vă bate gândul să schimbați ceva, că v-ați plictisit, poate unii dintre voi sunteți într-o rutină vis-a-vis de locul ăsta de muncă, că vă duceți de mult acolo. Pe bani apar multe blocaje, nu vedeți voi soluția, varianta, cum să vă descurcați mai bine, cum să faceți față cheltuielilor, cum să plătiți o datorie sau o rată, dar văd că necazurile vor lua sfârșit. Tare mică, unii dintre voi vreți să vă luați o mașină și nu prea reușiți sau vreți să vă schimbați mașina sau este vorba de un drum, așteptați un răspuns de la drum, de la un drum care vă schimbă gândirea vis-a-vis de bani. Un ajutor apare la voi, să știți, aveți parte de sprijin financiar. De la un rac, scorpion, gemeni, balanță, vărsător, taur, fecior, capricorn, din direcțiile astea văd că vin. Este cineva sau mergeți voi la un drum și de aici apare schimbarea radicală pentru că aveți o susținere financiară din partea cuiva. Este o perioadă bună, semnați niște acte pentru niște bani. Pe sănătate vă văd un pic cam afectați pentru că revine o problemă din trecut, ceva ce nu ați vindecat. De exemplu, ați avut o rană pe stomac, ați tratat-o cu diferite medicamente, să spunem așa. V-ați vindecat pe moment, dar rana încă este acolo. Sau o operație poate în anumite situații sau e o rană. Dacă vă știți cu niște probleme de inimă, rinichi, dacă aveți vreun organ mai sensibil, dacă ați trecut printr-o perioadă de probleme de sănătate, aici vi se atrage atenția că nu este o perioadă bună, să știți, pentru că văd multă tensiune, multe probleme pe sănătate la unii dintre voi, stres mult, ca și cum un tratament nu funcționează. Oricum aș scoate sau oricât te-aș scoate, să știți că tot energie negativă un pic aici la voi, cu multe probleme de sănătate, doctori, tratamente, analize, injecții, probleme care apar din senin, probleme netratate, anxietate, sunt mai multe probleme. Provocarea vine printr-o bârfă, printr-un zvon pe care îl veți auzi, printr-o informație. Și de ce vă provoacă? Pentru că informația asta vi se repetă de cel puțin 3 ori. Ați vedem, vine la un drum lung, aduce niște schimbări, are de face și cu o persoană posibil în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător. Este vorba de de o situație care vă schimbă tot ce ați știut până acum. Poate trebuie să faceți voi în drum, poate trebuie să semnați niște acte, poate aveți mai multă muncă, mai multe responsabilități și asta o să vă înfurie foarte tare. Se vede clar că la muncă, de exemplu, nu vă simțiți în cea mai bună formă, sunt niște drumuri care tot așa nu prea vă convin și apare persoana aceasta care vă ajută pe planul financiar, dar cred că cere ceva de la voi pentru că văd oboseală multă și o să spuneți, vai, nu mai pot să fac și asta, dar văd că surpriza vine pentru o sumă de bani, pentru un nou început, o stabilitate, pentru că lăsați ceva în urmă ca să vă fie bine. Renunțați la ceva și lucrurile se vor schimba radical, da, pentru că văd o energie foarte bună în preajma voastră. Trebuie să fiți selectivi la oamenii din jurul vostru și să fiți tot așa foarte atenți în cine vă încredeți și în cine nu. Sfatul vine, da, prin putere, să aveți putere și curaj de a spune nu sau
de a face ceva bun pentru sufletul vostru, pentru că doar așa veți avea parte de multă abundență, satisfacție și mulțumire, nerenunțând la ceea ce voi vă doriți cu adevărat, pentru că văd și o așteptare îndelungă aici la voi, pentru o sumă de bani, pentru o stabilitate personală, dar într-o relație. Și faptul că voi nu renunțați și deveniți mai puternici o să vă ajute tare mult pe viitor. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!